Am nihățit de la interviu. Băiatul de 9 ani iese internat la Institutul Mamii și a Copilului din Chișinău. Medicii spun că leziunile provocate de mușcăturile câinelui sunt de gravitate medie. În mod urgent copilul a fost spitalizat, în mod urgent s-a efectuat prelucrare chirurgicală primară cu plastie defectului care a urmat după traumatism. Poliția a fost anunțată de o vecină. Copilul a fost mușcat de mai multe ori, fiindu-i grav afectată buza de sus. Ребенок напуган, там многочисленные укусы у ребенка, там собака оторвала верхнюю губу ребенку, полностью оторвала. Один укус с правой стороны предплечья, в районе вот плеча, и 4 укуса еще со стороны левого предплечья. Майданезул а фост эмбушкат.